Prietenii, uitați, Ion Dileaua pleacă dimineața și vine seara. Ia uitați și mizeria a făcut. Uitați, prieteni, i-a fost vreodată așa? Ia uitați, tigaia, oala, aici m-am apucat eu să fac curat. Ăsta nu face nimic, prieteni, nimic. Gunoiul de ieri de-abia a luat acum să-l ducă, de-abia l-a luat acum. Înțelegeți, prieteni? Uite, fac, l-ajut pe Leo, eu l-ajut pe Leo, pentru că n-are cine să-l ajute, că ăsta nu e un om de casă. Nu pot să-l schimb. I-am dat un tricou ca să nu mai stea cu ăla galben. A stat o săptămână de când vine aici numai cu tricoul ăla galben. Și credeți-vă că nu-l spal. La, bine, l-a spălat cu apă și cu oțet, mă gândesc. Uitați, eu nu pot să stau o mizerie. Leo face mâncare, normal, mai face puțină mizerie, dar nu poți să faci și curat și să faci pe mâncare. Dar el nu face nimic de el. Se duce și umblă toată ziua, toată noaptea prin tomberoane. Și nu știu ce face cu banii. Păi ce credeți că face cu banii? Ia uite, să spăl după Ion acum. Uitați, după Ion să spăl. Se poate așa ceva, prieteni? Să fie rușine. Bă, mai vezi pe mine? Nu, nu cred. Am mâncat puțin, mă gândesc. Eu mai am și acasă, nu vezi? Ala să fie pentru tine să se ajungă. Mai e? Păi mai e. Mai sunt două. Stai așa. Nu o să uite la meci. Apreciez ca datele de urmă aici, ce că a văzut că filmez. Asta-mi face la Leo, că e atent. Da, credeți-mă că eu dezordine aici. Și când era fan era dezordine, dar era cât de cât mai altceva. Da, nici cu fan, nici cu... Știți când a fost cel mai curat? Normal că n-am venit eu, dar când nu-i nimeni aici decât Leo, e mult mai curat decât să vină cu cineva aici să mă ajute. Cu ce să mă ajute? Mai mari mizerie face, prieteni. Uitați, mai tăi lui Leo o felie. E bun pe pământ, chiar e foarte bun Leo. Asta e? Dă bulen. Vedeți, dă bulen, frate. Avem bucățele mai mici. 1, 2, 7, 9. Hai mă, dați gol, mă! Dar până la urmă cine e Leo? Petrolul? Eu i-am pus, dar nici m-am uitat cine e. Cu oțelul, a? Uite, Leo, ia uite, i-am pregătit lui Leo. Spunea cineva în comentarii că tot eu te ajut pe tine, că n-are cine să te ajute pe tine. Nu se știe că Ioan e Diloica. Stai, după Ioan e Diloica. Mă uitați, prieteni, eu îmi spăl dinții. Până și coaja e dulce. Belea. Asta e o lasă de uite loc, mai aici o felie mare, uite, vezi? O pun acolo. Mănânci mai încolo, da? Că s-a găsit cineva să spună pe acolo că de ce ai băgat pepenele și nu l-ai spălat? Îl băgase mult congelator, prieteni, era șters pepenele, dar chiuveta era plină de vase, de la Ion, că el nu spală, el nu serbește. El spune că e bucătar, că știe toate alea, dar nu știe nimic, prieteni. Mai de capul lui. Nici filmă nu poți să faci cu el. Nu poți să faci nimic. Avea pretenții să fac filmare cu el, că el nu câștigă nimic, că el vrea bani. Că muncește, frate, fă ceva. Nu aștepta să-l fac eu pentru tine. Uite, spăl după Dileaua, prieteni. Ce e o rușine să speli vase pe bune acum? Prieteni, nu e rușine nici să furi. Că fur
multe la patroni, care au făcut prețurile alea de 10 ori. Ei ne fură pe noi, ca să știți și voi. Înțelegeți? Să ne mulțumim un șef de serviciu. Stai așa, Leo. Pentru ce nu-l trimis pe Dileaua? Unde-i Dileaua? A venit? Vine de seara? Șervețel de alea, uite aici. Ia că eu sunt tot lumii. Drag, plăcere. Uite, pe masă aici, mizerie, prieteni, nu mai vă arăt că mi-e și mie rușine. Leo, ce să facă? Și aia, și aia. Mai bine pe sală o curățenie, dar l-are pe Dileaua pe cap. Asta e problema. Când are pe Dileaua pe cap, pâinea trebuie să stai în frigider. Când vine Dileaua, s-a mucegăit pâinea și n-are ce să mănânce. Îi pună mâna în frigider. Uite, mai ar fi tigaia asta și cratița aia. Hai, poate le spun mai încolo. Sau, îl pun pe Dileaua? Nu cred. Vrei să dai acolo, să vii acasă. Trebuie să mai dă și mai mult din. Ia-o pe aia mea. Ia, uite acum. Uite-te mereu ce mănâncă, Eugenie. Eugenie cu un leu. Ce bogat a fost Leo și ce sărac a ajuns acum să mănânce numai Eugenie, prieteni. Bă, dar sunt bune și alea de cât deloc. Nu, Leo? Sunt bune de cât deloc? Hai, vorbește cu sora ta. Bă, pare că crapă multă lume de aici că mănânce Eugenie. Eu cred că ai făcut poftă lui Olga. De ce Eugenie nu are acolo în ăla? Olga! Nu m-am însurat, m-am despărțit. T-a despărțit iar, Leo, prieteni. Pe tine știi că te iubesc, mereu. Oh. Te suni eu, unde mă sun tu? Iar te-ai împăcat cu Bogdan? Hai, vorbesc de nimeni, o să-ți iau bilet în seara asta de pe net și mâine vii. Da, nu să... mai vii cu Bogdan, lasă-l pe Bogdan, dă-mi dreacă. Să spună aeroportul. Nu e om, Bogdan. Dacă nu ține să te țină, asta e, pleacă și lasă-l. Că-ți găsesc eu altul. Da, prieten, să ruga Olga de mine. Doctor, să ia bilele, Leo. Te duc la doctor, te faci cea mai frumoasă, slăbești, Olga. Și după aia îți găsești gagic. Tânăr și frumos. Îți găsești gagic, ești mai slabă și tu, fotomodel. Acum stai acolo cu Bogdan pe canapea. Pe sărăcie. Care Bogdan miroase, nu face... Nu face baie, nu face nimic. Păi am dreptate, Olga, îți iau bilet, vorbesc să-l iau, jur. Îți iau bilet în seara asta, dar te sună eu, te sună Cristi de pe telefonul lui. Sună Cristi, sună acum, direct. Hai că o sună acum. Prieteni, pe cine am invitat în emisiune, de fapt nu mai e emisiune, că s-a terminat emisiunea, suntem în vacanță. Ioane, am un tricou pentru tine, dar să nu-l vadă Leo, vină cu-o. Lasă-l la jos. Să nu vadă Leo, că ți-l ia Leo. Ia vezi, ce tricouri. Cu ce e? Că tu știi engleză. Oh, ce scrie pe la Broker. De unde e? Din Brooklyn? Unde e Brooklyn? Broker. New York? De la New York? New York, yeah. De la New York, pentru fratele meu. Very good, yeah. De fapt, fratele lui Leo. Leo. Very good. Îți vine bine? Super, da. Da? Da, te schimbi acum în direct. Rapid. Da, dacă vrei, bine, că e bine să schimbi și pe ăla. Am văzut că el l-ai spălat, că zicea lumea că numai cu ăla galben umbli. A, servant spălat. Da, nu l-ai spălat? Da, păi da, știu. Ai dat cu apă și ce mi-ai dat tu pe acolo? Cu... Cu... Nu știu, eu stau în cu... cu mine. Ai dat cu apă și cu oțet. Fac și da. O glumă. Fac și o glumă. Ai dat cu apă și cu ce l-ai spălat? Cu șampon? Cu... Dero, pardon. Nu mai știam cu ce se spală. Hai, dacă nu-ți vine bine, dacă ești prea gras, trebuie să mai slăbești. Mamă, dar ce mușchi are. Haideți să-i vedeți mușchi. Da, e mare, da. Uite ce mușchi are. Uite, dau și ție. Ia, uite-ți, prieten. Dar mă ține că s-a luat în 7 în 12 în 7 ani. 10 lei pentru tine aici. Bagă la autocash cu un milion. Wow, wow. Hai, dar fii atent, la 8 închide, eu fără 5 minute. Mamă, prieten, ce tricou are, frate. Să-l port sănătos. Ioane, dar tu vezi ce tricou am eu și de unde crezi că l-am? Zi repede. De la Miami. 100%. Hai, dacă ești cu minte, o să-ți iau și ție. Hai, du-te, du-te tare. Într-o oră să fie gata, nu? Până în 10, nu? Sau până când, Leo. În jumătate de oră să termine, că e aproape, la doi pași aici.
Bă, frate, aici la cocos. La cocos. 5 minute am luat. Oh, du-te, frate, că și noi atunci am făcut repede. Prieten, îl am și pe fratele Rudileaua în emisiune. Du-te, du-te. Du-te. Ce faci rău cu mine? Nu mai țin mult, un minut, două și gata. Că poate face mai târziu o emisiune. Tu ce faci? Nu mai intri pe live-uri? Nu mai intri pe live-uri? Nu mai intru pe live-uri, frate, eu sunt aici cu pariurile. Auzi, stai puțin. Am primit un comentariu în care spune cineva pe tine să te duci la nebuni și pe Ion să-l duce la dezalcoolizare, că să-l duc. Cum facem? Îl ducem pe Ion, că tu n-ai nevoie. Cum? La nebuni? Vorbim. Băi, Cristi, ești om serios, bă. Ce bași pe el la comentariul ăla în seamă, bă, frate? Am făcut și eu subiect de discuție. Că subiect, oamenii spun că și eu sunt diliu. Nu contează ce spun oamenii. Orice nebun să crede cel mai deștept. Eu sunt cel mai deștept. Ok. Și eu sunt mai deștept decât tine. Adică sunt mai nebun decât tine. Auzi, vreau să fiu și eu, frate, cu voi, să fiu fratele Dileaua. Cei trei frați Dileaua merge sau nu merge? Păi ești deja fratele. Deja m-am băgat în... Păi da. În subiect. Hai, sănătate, prieteni. Ai văzut că au început să meargă vizualizări de când cu Dileaua? De-aia îl vor oamenii pe Dileaua. Pentru vizualizări. Manicurista din Severin îl voia pentru vizualizări, Leo. Care manicurist? Cum care manicurist? Doamne ferește! La cine a fost el? Pe ăla pune unghii. De fapt, aia. Nu știi? Tu ai mai pomenit ceva? Bărbat să pună unghii? Să fie manicurist? Ai mai pomenit așa ceva? Deci manicurist are și cercei. Ai înțeles sau nu ai înțeles? Am înțeles, prieteni. Hai, sănătate, libertate și pace pe pământ.